Bună ziua! În această lecție vom prezenta o aplicație a electromagneților și anume modalitatea de funcționare a unui dispozitiv de siguranță atașat obiectelor. Dispozitivul poartă numele de EAS Tag, unde EAS este abrevierea de la Electronic Article Surveillance. Pentru început, să vedem care sunt părțile componente ale sistemului. Prima componentă este tagul EAS, a doua componentă este sistemul de porți antifurt și cea din urmă este un detașator de taguri rigide. Cele două părți ale tagului EAS sunt practic imposibil de desfăcut cu mâna liberă. Haideți să vedem atunci ce se întâmplă cu un astfel de dispozitiv atașat unei bluze atunci când este trecut printre cele două porți de securitate. După cum ați putut observa, în momentul în care a pătruns între cele două porți, antena miniaturală din dispozitivul antifurt a declanșat o alarmă cu semnale acustice și video. Dispozitivul de siguranță este format dintr-un înveliș de plastic în care se găsesc următoarele componente. Un circuit electronic și o antenă, două părți metalice sub formă de trunc de con, un resort și un sistem de bile de oțel. Când acul este introdus, sistemul de bile blochează scoaterea acestuia datorită formei de trunc de con a componentei metalice. Pentru a scoate acul, folosim un detașator, care este de fapt un electromagnet, adică un conductor parcurs de curent electric, în jurul căruia apare un câmp magnetic și acționează cu o forță asupra bilelor și a trunchiului de con, le atrage și astfel acul poate fi scos. După îndepărtarea detașatorului, resortul readuce trunchiul de con împreună cu bilele în poziția inițială. În funcție de producător, există multiple varietăți de sisteme de protecție, dar principiul de funcționare este același. Dacă v-a plăcut această prezentare, gândiți-vă cum funcționează o macara electromagnetică. Trebuie să știți că macaraua electromagnetică este un dispozitiv care este folosit pentru transportul corpurilor feroase. Doar că, în loc de cârlig, pentru a atașa sau a elibera corpurile, ea are un electromagnet. Cum funcționează?